care promovează astfel de manifestări. Românul, am văzut că în ultima vreme râde doar dacă vorbești de sfinți și de anatomie. Încercați voi, tinerii, să promovați astfel de teatru unde nu vorbiți nici de anatomie, nici de sfinți, nu vă băgați, nu vă scoateți. Prin chestia asta trecem toți și să încercăm să înlăturăm, pentru că românul, voi, puteți să vă amuzați, să râdeți și pe texte normale, care scot în evidență frumosul. Deci asta am vrut să vă spun, să nu înjurați pe scenă și să credeți că în altar. Cei mai buni dintre voi am ales să meargă alături de turneul trupei Cortina din anul 2016-2017. Va cuprinde în jur de 17 orașe, nu o să meargă peste tot. Unde noi le-am oferit cazare, transport, totul gratis. O să întâlnească diferite personalități ale timpului, oameni importanți și o să vadă exact cum se montează un spectacol adevărat cu profesioniști. La anul, dacă o să fim tot noi în poziția asta și veți veni tot voi, atunci o să ne cunoaștem mai bine și o să facem mult mai multe lucruri și poate mai frumoase. Asta depinde de organizator, dacă organizează în continuare și dacă ne cheamă tot pe noi. Păi așadar să procedem la spectacol și să înceapă primul moment. Câinele într-o ureche este un text scris de grupul Voa. L-a scris pentru trupa Cortina, va face parte din turneul nostru din toamna aceasta. Avem aici pe Cezara, Andreea, ea este din Dorohoi, cealaltă din Vâlcea și olteanul nostru Andrei Dodea. Vă urez succes! Auzi, Antigono, cum faci tu treabă cu unghiile alea atât de lungi? Că eu, cum spăl toată ziua la oale și crădiți, mi se rup unghiile imediat. Uite, vai, și săptămâna viitoare trebuie să merg la nuntă la frate meu. Chiar nu știu cum o să mă descurc cu unghiile astea. Lasă, Betuțo, că-ți pun eu niște unghii din alea false. Zău tu, te pricepi? Dar ia spune, cu astea poți să spăl vase? Păi ce, Beto, tu te duci la nuntă să speli vasele? Nunta nu-i la restaurant? Ei, ba da, dar ce crezi că rămân acolo? Nu vin înapoi. Că de asta erau cu nunțile astea. Te îmbraci frumos, te aranjezi, mănânci, bei, te distrezi, dar trebuie să mai și pleci. Și tot acasă la vase te întorci, că doar cine să le spele titel. Da, ia spune, ce mai vezi acum? Ia să vedem. Fii atentă, Beto. Îți pică în casă un dar la drum de seară de la un fante de ghindă. Probabil e de la bărbatul cu titel. Cred că mi-aduce bani, că e zi de leafă. Nu tu, că nu e dat de bani, e altceva. Zău tu, arată-mi și mie. Uite tu, aici, la coada ce știi, vezi? Asta e casa ta. Ia să văd și eu. Văd un câine negru, fără o ureche și cu o floare în gură. Da, ăla e bărbatul tu. Zău, da. Titel e mai gras. Hai mă, Beto, că nu te pricep. Aici, în ceașcă, apar doar simboluri, semne, nu fotografii. Ăsta de aici nu e titel. E simbolul lui titel, înțelegi? Bine, hai să trecem mai departe. Ce altceva mai vezi acolo? Mai văd o ceartă. Vă certați din cauza darului, se pare. Și, uite, fantele ți-ntoarce spatele. Să știi că ori pleacă, ori se culcă supărat. Bună seara, fetelor! Ce faceți? Beți cafea? Mai vezi și una pentru mine, că sunt cam obosit. Fetele, văd că ești obosit. Bine, vezi, dar e zi de leafă. Dar cu WC-ul ăla ce faci? Chiar, fitele, ce ai mâncat de un WC-ul ăla după tine? Hai mă, Antigono, cum ne vedem trebuie să faci mișto de mine. N-am mâncat nimica. Nu vezi că acum am ajuns acasă. Am luat și eu banii și m-am gândit să-i fac nevestmii un cadou. Ce, n-am voie? Cum mai, fitele, mi-ai adus un WC-ul? Păi de ce? Păi n-ai zis că vrei o toaletă nouă pentru nuntă? Poftim, ți-am adus-o. E nonuță, să știi. Doamne ferește, titele, tu ai nebunit? Tu chiar crezi că o să merg cu toaleta la nuntă? Tu crezi că despre toaletă de asta vorbeam eu? Vorbeam despre toaletă de aia. Toaletă vestimentară, măi, titele. O rochie voia să zică. Zău? Păi dacă voia rochie, de ce n-ai zis rochie? De ce n-ai zis rochie, Betuțo? Că am dat o grăbani de bani pe asta și am mai plătit și taxiul să o aduc. Măi, titele, tu nu citești revistele? Tu n-ai văzut că acum rochile se numesc toalete? Uite, stai puțin.
Uite aici, soția președintelui îmbrăcată într-o toaletă cu decolteu adânc la spate. Uite-te, mai titele, seamănă rochea soției premierului cu ce mi-ai adus tu mie? Păi nu crezi că ar trebui și tu să înveți cum e cu manierele astea elegante? Stai, mă, Vetuțo, că și toaleta ta nouă pe care ți-am adus-o e destul de adâncă. Ia uite. Măi, titele, tu vorbești serios? Tu chiar crezi că eu să vin la nuntă îmbrăcată în toaleta aia? Păi, dacă tot am dat banii pe ea, că de unde bani pentru alta? Ce, tu te compari cu soția premierului? Eu am leafă de președinte? Măi, titele, tu crezi că doar soțiile de președinte se îmbracă în toalete? Uite! Loredana a urcat pe scenă într-o toaletă strălucitoare. Vezi? Păi, ce să costă pe scenă, Vetuțo? Și ce? Toaleta ta nu-i strălucitoare? Ce ți-am spus? Din o nouță. Uită-te și tu, Antigono, fată. Ce mă fac eu cu ăsta? Veto, ai văzut exact cum s-a arătat în cafea. Fantele de ghin de la drum de seară, cearta, tot exact cum ți-am zis. Sunt genială. Mă, Antigono, dar nu poți să fii și tu genială la tine acasă. Ei, că poftim. De fiecare dată când vii pe aici se lasă cu scandal. Acum eu sunt de vină că tu vrei să te duci cu nevastă la nuntă cu WC-ul. Hai că mai vorbim mâine. Trebuie să o sun pe mama mea de plecare. Exact cum s-a arătat în ceașcă. Câinele fără urechi. Degeaba tot bat cu ziarul că nu reușesc să-l dresez. Mă, Vetuțo, să faci bine să nu mai dai mine. Cu ce sunt eu de vină că ăștia de la revistă schimbă cuvintele între ele? Da, chiar. Dacă rochea se cheamă toaletă, toaleta se cheamă roche? Nu știu dacă o să mă gândesc cu asta. Adică o să spun, vezi că am tras apa la roche sau ți s-a rupt tivul de la toaletă? Și tot îmi iau reviste în cap. Păi cum, matitele, dacă faci numai prostii? Cum? Ce-o fi fost în capul tău să-mi aduci o toaletă să merg cu ea la nuntă? He, acum, dacă tot am cumpărat-o și zici că nu-ți trebuie, eu îi să o facem cadou mirilor. Hai la alt cadou. Cum să dăm un WC-ul la nuntă? Ne facem de râs. Mă, Vetuțo, pe orice aș face tu, tot nu ești mulțumit. Asta e. Acum să știi că am treabă și trebuie să plec. Unde pleci? Pe centură. Pe centură? Ce faci pe centură? Păi n-ai zis tu că-mi sunt largi pantaloni și că-mi trebuie centură. Vă jur, pe toată plaja la Maia, numai Guță, eu sunt Guță. Făceam poze cu o maimuță. Ați fost pe litoral? Nu. Ați văzut? Făceam mult poze cu câini, cu pisici, cu Camila, dar eu, Guță, făceam poze cu o maimuță. Mi s-a prăpădit săraca, a murit mami. Și făceam un banc cu ea, dar am auzit că în bloc aici, foarte aproape, este o doamnă care a lucrat la cer. Și are o maimuță de vânzare. Doamne, dacă am noroc, o cumpăr. Vă jur! Și la vară, domnul Guță face poze cu o maimuță. Da! Bună ziua! Am dat anunț la matrimoniale. Ei, da, vreau să mă mărit. Numai că oamenii ăștia de la ziar mi-au dat anunțul greșit. Spuneți și dumneavoastră, se poate așa ceva? Acum sper ca prințul pe care îl aștept să fie, măcar să fie ceva om de afaceri dacă nu o fi prinț. Și toate prietenele mele care s-au măritat m-au învățat. Cici, nu fi proastă. Trebuie să-i spui așa. Dacă îl cunoști, trebuie să faci ceva. Cici, spune că e vorba despre sora ta, ca să vezi ce fel de om e, ce situație materială are și cum se comportă. Dacă îți convine bine, îi dai numărul de telefon. Dacă nu, îi spui să te sune și, dacă nu-i convine, îi zici că anunțul nu mai e valabil. Se aude ceva? Poate fi venit. Hai să vedem. Uța, 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 uța! Am venit să iau maimuța! Ăsta nu e de zdravă, săracă! Îți sărut mâna! Bună ziua! Eu vă deranjez în legătură cu anunțul pe care l-ați dat. E, bravo! Știam eu că o să veniți până la urmă. Da, am venit pentru... Știu, să vă găsiți perechea, nu? Perechea în afaceri. Sunteți om de afaceri? E, mă descurc cum pot, stimată doamnă. Puteți să spuneți domnișoară. Luați un loc, vă rog. Nu, vă mulțumesc, nu. Să intrăm în problemă, zic, nu? Da. De acord. Mai întâi trebuie să vă spun că nu este vorba de mine. Este vorba despre sora mea. Eu am venit doar ca să vă văd.
E bolnavă, sărata. Cum să fiți sora celei pentru care am venit? Glumiți? Vă bate joc de mine? Nu, de ce să-mi bag joc? Amândouă ne tragem din aceeași părinți. Ei, bine, asta o știe toată lumea. Toți ne tragem din... Asta e teoria lui Darwin. Ia uzi, dar ce cultură aveți? Cultura de forum mare, domnișoară. Să intrăm în problemă, să negociem. Uite, domnule dragă, dacă vrei să fii, ești. Mai întâi să știți că o fac pentru fericirea ei. Trebuie să știu ce situație materială aveți. Păi, bună. Ca să zic, bună. Nu-i va lipsi mandarinele, banana, portocalele, nu-i va lipsi toate fructele exotice, vă jur. E, bravo, mă bucur că vă permiteți acest lucru. Îmi permis, stimată domnișoară, dar să știți că bat toată ziua plaja cu ea, de la Perla, la Hanul Piraților, vai cu capul în soare. Chiar mă întrebam la un moment dat, să știți, de ce sunteți așa de, să spunem, spre bronzat? M-a dat mama cu nămol când era mic și a uitat să mă spele. Dar știți ce mă bucur? Că anul acesta nu o să mai fiu singur și o să mă însoțească și ea. Dar puțin, domnule, cum să vă însoțească? Păi nu vă gândiți și la ea, nu știi că o să o obosiți? Ba da, dar trebuie să mă gândesc și la mine, că am început să mă cam lase balamalele. O, păi asta e grav. Nu, nu. Când mor ține ochii, rezist. Păi de ce ochii? Ce legătură au ochii? Păi au, că eu mă ocup cu poze. Pac, poze color. Care v-a să zică, cu asta vă ocupați, faceți fotografii? Da, da. Dar dacă faceți fotografii, nu o fotografie aici dezbrăcată, nu? Îmbrăcată, dezbrăcată. Îmbrăcată, goală. Am un maiou de marinar de la cealaltă și îmbrac în el să arate bine. Care v-a să zică, nu sunteți la prima. Ați mai avut una? Am mai avut una. Am luat-o de la un marinar. Sărate! Când era pe mare, i-a suflat-o. Păi e frumos așa. Nu i-am suflat-o, domnișoară, de ce spuneți asta? Ba chiar am plătit-o cu bani grei. Ei, nu mai spuneți. Cum și? Ea s-a lăsat cumpărată? Ba chiar s-a bucurat foarte mult. A sărit pe mine ca pe un palmier. Să mă cuc, pe să mă îmbrățișeze. Băi, ce simpatică era. Toată ziua ce pupăcioasă. O chema Mandela. Hai, lasă-mă. Și unde e Mandela? Turban. A murit. Cum a murit? A murit de fric. Stăteam la un etaj superior unde n-ajungea căldura. Noi, locatarii, am rezistat, dar ea... A murit săracă. Săracă de ea. Și la ce cimitir ai scăpat? Ei, cimitir. În spatele blocului. Vai, ce trist. De asta am venit la dumneavoastră. Foarte bine ați făcut, domnule. Știți de ce? Pentru că sunt sigură, dar absolut sigură, că Cici vă va face să o uitați pe Mandela. Cici o cheamă? Da, cu Cici o cheamă. De ce? De ce râdeți? Păi, nu râd, doar că eu o să-i spun... Lumuba. Cum să-i spuneți, Lumuba? Eh, dacă nu vă place, rămâne Cici. Cici! Cicica! Cici! Da, mama nu este acasă, dar vă pot oferi orice informație doriți despre ea. Da, mulțumesc. Ce rasă e domnișoară? E rasă. E nobilă ca mine. Nobilă, nobilă, mă bucur. Are perișorul normal? Are blăniță? Cum stă cu blănița? Bine. Nu e prea roasă nicăieri, nu? Nu? Mandela o avea roasă. Știți ce, vă rog, haideți să nu mai vorbim despre Mandela. Ea e răposată. Da, aveți dreptate. Cum stă cu ghearele? Unghiile, vreți să spuneți. E, gheare, unghii, tot aia. Le are lungi? Da, lungi și câteodată verzi. Cum verzi? E, de așa, că-i vine ei câteodată să se dea cu lac verde. Eu îi le tai, să știți. De ce să-i le tai? Păi ca să mă scârie. Păi de mine, domnule dragă, dar cine este capabilă de asemenea răutăți? Ei, domnișoare, nu face asta din răutate, o face din prea multă dragoste. Auzi, dar de ce sunteți atât de convins că o să vă iubească? Vă asigur, când o să mă vadă, o să sară pe mine, să mă pupe, să mă îmbrățișeze. O spălați pe dinți? Se spală singură, domnule. Ei, pe dracu, se spală singură. Cum să se... Dumneavoastră, vă spălați pe dinți? Domnule, cum puteți să mă întrebați așa ceva? Bineînțeles că mă spăl. Păi asta face, se uită la dumneavoastră și vă imită. Asta face. O spălați în urechi? În urechi o spălați? Domnule dragă, Cici se spală singură peste tot și vă asigur că este deosebit de curată. Da. Asta mă bucură. Totul și are purici? Cum să aibă purici, domnule? De ce vă enervați, domnișoară? Mandela avea purici. Domnule dragă, să știți că este dezgustător ce aud despre sărata răposată doamnă Mandela. Răposată pe dracu. O maimuță caragioasă. Cici, nu e caragioasă. Mie nu mi se
pare deloc caragioasă. O fac eu să fie. Pun o beretă de marinar în cap, colule am boss, să vedeți ce caragioasă o să fie și ce o să râdă lumea de ea. Ia ascultă, domnule, de ce trebuie neapărat să fie caragioasă și să râdă lumea de ea? Păi ca să facă turiștii poze cu ea. Ia uite, și cu câți din ăștia vrei să o pozați? Păi cu 100, cu 2, cu cât mai mulți ca să... Aaa, înseamnă că o să o cam alergați? Păi, o alerg, că trebuie să scoată și existența, nu? Eu nu știu dacă o să-i placă o asemenea corpoare. E, va sigur, seara când ajung acasă, o dezbrac, o spăl și dau banana. Ce-i dat? O banană pe seară, nu pot mai mult. Vai, ce inferior, vă exprimați, domnule. Avea pretenții de la dumneavoastră. Nici nu este nevoie de mai mult, va sigur. Iar Cici contează mai mult sentiment, dar eu o cunosc. Păi, sentimentul ca sentimentul, totuși, unde e? Că vreau să o văd. Ei, unde e? De când ai venit, mă tot bați la cap. Uită-te la mine și o vezi pe ea. Cum să mă... Doamne, maica, domnule, cum să mă uit la dumneavoastră să o văd pe ea? Păi, acum te promeni că nu te fixa cum arată. Ba da, dar până la proba contrarie vreau să văd elementul după care am venit. Bine, domnule, proba contrarie o vei avea seara. Hai, vină mai aproape. Eu sunt Cici. Dumneavoastră sunteți maimuța? Uța, 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 ce mișto este maimuța! Domnule, dacă toți să-mi spui așa, măcar spune maimuțica, e mai delicat. Maimuțică, nu știu, cred că uite, tremur tot. Dar totuși eu venisem pentru... Da, domnule, dumneata venise pentru sora mea, Geamănă. Dar n-am nicio soră, așa că dacă tot ești aici, mă iei pe mine, poate. Desurătoare mi-ar de mie, domnișoară, asta îmi lipsește, nu? Mătreață și bube dulci. Păi de ce vinim, mă, dacă n-ai venit să-mi... Păi am venit pentru anunțul pe care l-ați dat în... Mă, tu nu te uiți în oglindă când... Ba da, mă uit, am oglindă venețiană, mă uit. Mă, tu nu vezi ce fața ai? Ce fața am, domnișoară? De funingine, mă. Vă rog, nu mă insultați, domnișoară, vă rog. De pământ arab. Pardon. Ia stai în profil. Poftim profilul. Da, de roman, mă. Janes romanes. Toată viața am fost convins că omul se trage din maimuță. Nu, e invers. Vă rog să plecați în sală, să urmăriți și colegii voștri. Sunt cu mașina lui Marcel, prietenul meu. Când am mai spus una pe de peste 20 de ani. Și fix astăzi, când a plouat, am derapat și am intrat cu mașina într-un pom. Și era o Alfa Romeo, dar Giulia să fie. Acum, cu Marcel, mă mai descurc eu cum mă mai descurc. Mă mai împrumut de niște bani, mai plătește asigurarea. Totul este nu afli nevastă mea, că scoate ochii. Acum mă duc acasă, curați în succes. Doamne ajută! Telefonul ăsta mă lovește de nervi. Nu mă lasă să fac treaba. Alo, da? Ah, Lili! Ce să fac, draga mea? Uite, la bucătărie. Făceam niște chifteluțe. Îl aștept să vină pe Costel. L-ai văzut pe stradă? Cu o Giulia? Ce Giulia? Ți-a avut niște pași pe scară. El trebuie să fie. Lasă, cu nu mai târziu. Aoleu. Bărbățele. Nu vii tu acasă. Nu-l vezi tu pe dracu îmbrăcat german. Sărămâna, iar te încălțezi ea câteva ore. Am fost plecat la birou. Niciun cuvânt. Ca să... Știu tot. Te-a văzut Lili cu Giulia dumitale. Stai să-ți explic. Ce să-mi explici? Ai nebunit la vârsta ta? N-am înnebunit, mamă, dar am avut și o poftă nebună să mă... Am vrut să mă simt mai tânăr, ca acum 20 de ani. Pentru asta aveai nevoie de Giulia? După atâția am putea să fie orice. Și n-ai așa ceva acasă? Păi n-am. Cum n-ai? Dă eu ce sunt? Ce să fii, nevastă mea? Și nu puteai să-ți faci poftele cu mine? Ba da, mamă, dar n-aveam cum să te iau la ora aia. Ce trebuia neapărat la ora aia? Ce ești obsedat? Bine, știi că nu sunt așa cum spui tu, dar să evit o casă și am profitat. Seara? Nu, că seara avea nevoie Marcel de ea. Care Marcel? Marcel, prietenul meu, el mi-a dat-o. Măgar! De ce, mamă, măgar? Păi cum de ce? Cum ți-a dat-o? Ți-a aruncat-o așa în brațe? Că mi-a dat cheile și mi-a spus, ia-o, du-te și distrează-te, dar până la ora 5, că păi am eu nevoie de ea. Îngrozitor! Pentru mine, adică știi ce hal am adus-o? În ce hal? Nu știu, parcă m-a apucat să-i beția vitezei. La vârsta ta, beția vitezei. Păi, dar la vârsta mea. Te-a răsturnat și am spart-o și față și în spate. Am nenorocit-o. Da, ție chiar nu ți-e rușine? Nu ți-e rușine să vorbești așa în fața mea? E, nu mi-e mie acum de tine. Față de Marcel mă simt mai vinovat. Poate să zic că eu sunt cea jignită și te comport și ție de Marcel și te comport ca un rău. Nu-mi place. Ține-i
sunt cea jignită și tu te comporți. Tu ții cu... Mamă, nu-l face Lichea. E un om bun. E bun că îți dăm cheile la stricata aia. Aici ai și tu dreptate, că prea o dă la toți. Am înțeles. Pervers. Păi la chestii de asta te gândești. Pervers rău. Asta e plic. Probabil pe bani ți-o dă. Îl judeci greșit pe Marcel. Mai el... Lasă, că a fost bucuria lui să mă vadă că îmi fac și eu odată plăcerea. E pervers, rău. Mai la chestii de asta te gândești? Eu sau tu? Că te comporți ca o bestie. Auzi? Nu mă jigni. Mai bine te-ai bucurat că am scăpat teafăr din toată treaba asta. Cum adică teafăr? Păi era gata să mă bage în spital. Să te bage în spital? Bolnavă? E bolnavă? E bolnavă, e dezechilibrat. Dezechilibrată? Are șasie ușor. E șasie. Are o hipă. Nu mai una? Ei, o avea mai multe, dar ce știu sigur e că pe udătură așa-i face fundul pe udătură. Ce mă spui porcării, mă? Ce porcării? Marcel trebuie să scape de ea, nu e pentru el. Și ce-mi pasă mie de Marcel? Ție nu ți-o pasă, dar eu trebuie să ajung să o mărite. Dar cum ai să faci tu chestia asta? Păi nu-ți un fraier să o ia. Și tocmai tu? Păi nu ți-am spus că eu am distrus-o? Că am fost cu ea și ne-am răsturnat. Dar pe mine nu m-ai distrus. Să știi că ai să-mi o plătești, domnule. Nu ție, nu Marcel. Că trebuie să refacă toată caroseria. Caroseria? Ce expresie? Ce femeie face... care atât face situație? Dar nu e femeie, mamă. E, nu. C-o fi fecioară stricată. Stai să-ți explică. Lasă-mă pe mine și iau pe ea. Dar să știi, mă. Îți scot ochii, mă. Te omor, mă, grasule, mă, îl chem pe Bogu, mă, celălalt să te tragi să stai și... Nu, asta nu! Auzi, să-mi spună mie că e fecioară. Dar nu e fecioară, nu. E mașina lui Marcello, Alfa Romeo Giulia, pe care mi-am împrumutat-o. Că tu în 20 de ani nu mi-ai luat mașină. Mă! Nu da, mamă, nu da. Mă, mă gurează? Nu, că vrei să mă dai pe mâna lui Gogu Măcelaru. Să mă facă antricoate, cotlete, momițe, să-mi taie și... Nu! Ne ferește! Asta nu! Asta trebuie să o faceți bine. La unison. Încă o dată, hai că facem și repetiții aici cu publicul. Ia, ce frumos aici! Mă plătesc în sală pe toți. Se mai întâmplă și chestii de genul. De scenă orice este posibil dacă nu stăpânești bine replicile sau emoțiile. Eu i-am învățat încă de la respirație să fie conștienți pe scenă și nu inconștienți. Să respire conștient și nu inconștient. Următorul moment se intitulează de servire. Sunt unii mai mici. E scris de bunul meu prieten de la Câmpul Lung Moldovenesc, Constantin Tiron. Ia să vedem. În aplauzele dumneavoastră câți mai mici. Aș vrea 2 kg de ceapă. Nu ținem așa ceva. Atunci dați-mi 1 kg de morcov. Nu ținem nici morcov. Dar pitrunjel țineți? Nu ținem. Rău, foarte rău. Ia că de aceea mi-ar trebui așa în țara asta. Nu ținem cea, nu ținem celălalt. Păi nu-i profilul magazinului. Nu-i profilul magazinului. Dacă ați trage, țineți. Nu ținem. Nici parabolii? Nici, dumneata, nu înțelegi că magazinul acesta nu are profilele cu Nicol. Da, ce profil are? Farmaceutic. Aha, adică la infarmacie. Păi nu se vede cu ochiul liber? Se vede. Și ce dacă? Păi, dacă e farmacie, înseamnă că se vând medicamente. Și numai medicamente. Așa, și
Păi, atunci luați medicamente. Să o crezi, dumneata, dacă e magazin, să fie indie orice. De exemplu, mai de ună zi, am fost și am cumpărat ouă de la papetărie. Atunci mergeți la papetărie și cumpărați de acolo. De ce? Ăsta nu e magazin? Este, dar... E, atunci vreau 2 kg de patlagel. Domnule, mă exasperezi. Nu ți-am spus că aici nu sunt legume. Și ce țipe așa la mine? Cum să nu țip dacă nu înțelegi că de la farmacie poți cumpăra medicamente? Și nu ceapă, morcov, castravei sau roșii. Dacă tu aștepeți? Domnule, domnule! Ori niște gorgoașă? Ei, s-am sat cu totul de pe fix. Ia auzi, sare de pe fix. A, ba n-ai să te porți cu clientul. Dumneata, în locul meu, cum ai proceda? Ți-al da tot ce încerc. Da, ia să vedem. Așa. Ia halatul. Ei, lasă că vezi tu pe dracu imediat. Aveți ceapă? Avem. Ceapă albă, ceapă roșie, mititică, rotunjoară, lunguiață. Aveți și morcov? Avem și morcov. Morcov roșu, galben, românesc, turcesc. Tot în depozit. Dar voi cum? Aranjat frumos. Ia-ți, de parcă eu nu știu ce am în depozit. Aveți și castraveți? Avem. Și roșii, și morcov, și pătrunjel. Tot ce-ți dorește inima. Bine, atunci dați-mi 2 kg de ceapă, 1 de pătrunjel, 1 de morcov, 3 de roșii și 5 kg de cartofi. Așa. Deci, 2 kg de ceapă, 1 kg de morcov, 2 de patlagele și 5 de... Barabuli. Barabuli. Corect. Mă servești? Tot am. Dar rețet aveți? Sigură. Ce? Eram sigură că o să prind o țigară. Cum? Eram 100% sigură și așteptam să prind o țigară. Și dacă n-am aprins o țigară, ce? Toți faceți același gest. Întotdeauna. Toți faceți același lucru. Toți? Adică cine? Toți. Voi toți. După ce faceți dragoste, vă prindeți o țigară. Ei, și? Este automat. După ce ieșiți din corpul unei femei, vă prindeți o țigară. Ești ca aici. Cum ați ieșit? Vă prindeți. Păi, un fumător fumează. Asta-i tot. Nu e chiar atât de simplu. Și aici au dreptate femeile. Au dreptate cu ce? Când spun ce spun. Când spun ce? Când spun că, după ce fac dragoste, masculul nu se gândește decât la un singur lucru. Cum să se cărăbânească mai repede? Dar nu e adevărat. Unde vezi tu că vreau eu să mă cărăbănesc? Vrei, vrei. Vrei să te cari. Ba nu, nu vreau să mă cari. Mă simt foarte... Și atunci de ce nu zici nimic? Nu zic nimic, uneori nu-ți vine să zici ceva. În orice caz, sunt că te mănânce. Nu-i adevărat. Mă gândesc la tine. Dar, pur și simplu, acum mă simt bine. Da, dar nu te mai gândești la mine, ești colicul dinăuntru. Vin, ca un pui la rotisor, la congelator, de sunt plan. Uite ce, momentul de vață, pur și simplu mă simt bine și nu vreau să mă gândesc la nimic. Asta-i tot. Vrei să tragi un fum? Da, dar simt cum vidul din tine crește din ce în ce mai mult. Hai, că nu crește chiar așa de mult. Sunt ușor și mă simt bine. Asta-i tot. În orice caz, simt că te îndepărtezi din ce în ce mai mult. Te videți și te îndepărtezi din ce în ce mai mult. Adineori, Leila.
acum niște de condusă. Ascultă, chiar nu mă poți lăsa liniște timp de 2 minute? Ba, dar nicio problemă. Oricum, totul s-a transformat în vid în jurul tău. Tu crezi că asta nu se simte? Asta ce? Vidul. Eu îl simt. Vidul care e în tine. Din cauza asta ești deja departe. Pentru că te-ai evitat. Iar vidul se întinde acum în jurul tău. Nu mai există nicio tandreță, nu mai există niciun dialog, nu mai există nimic. Decât vidul și asta doar e dat. Zău, dacă te mai înțeleg. Pe cuvânt. Am și eu chef să stau liniștit timp de 2 minute și să nu mă gândesc la nimic și tu vii cu chestii de genul, cu vidul, cu deșertul. De-aia vei chef să te mai gândești la nimic, pentru că ești vidat. Colit de măruntaie ca pui la congelator. Și pentru că ai simțit nevoia să faci vid total în jurul tău. Și astfel spus, ai simțit nevoia să pleci. Când pleci, mi-e dat pe ce faci dragoste, asta înseamnă că faci vid în jurul tău. Tu nici nu-ți dai seama, dar așa ești făcut. Micile tale momente de atenție occidentală anunță vidul. Dar o să pleci, înțelegi. Dar n-am avut o secundă intenția să plec, îți jur. Dar ai simțit nevoia să taci. Da, pentru că am vrut să stau liniștit 2 minute. Foarte bine. Mai decât să rămâi liniștit. Eu sunt cea care am să plec în calul ăsta. Stai puțin. Unde vrei să pleci? Ce contează, plec? Plec ca să te las liniștit. Ai chef să fii singur. Singur cu deșertul tău, singur în mijlocul deșertului tău, tăiat de tine. Dar mai nu, să înțeleg. Iartă-mă că spun, dar ești un pic cam prea complicată pentru mine. Zău așa. Te rog, nu vorbi, că nu sunt aici. Vezi că sunt aici? Că foarte bine că nu sunt aici. Nu mai vorbi singur, că mă enervezi. Poftim. Nu spui nimic. Deci ești de acord? Deci am avut dreptate. Deșertul din jurul tău sunt eu. Acum că am făcut dragoste, nu mai simt că e furașul tău drag. Sunt un iepuraș în deșert. În orice caz, văd că ești mulțumit că am plecat. Incredibil, ce prostii spui. Ți-am spus să nu mai vorbești, că nu sunt aici. Măcar atât să pricep, că nu sunt aici. Vezi, sunt aici? Bine, gata, vale. Dacă vrei să pleci, pleacă. Poftim. Acum că ți-ai îndeplinit scopul, poți să permiți chiar să devii vulgar. Incredibil ce băsitare poți fi câteodată. Așa reacționez întotdeauna, adică ce fac dragoste? Uite ce, eu după ce fac dragoste, nu reacționez. Eu după ce fac dragoste, nu vorbesc. Nu spun nimic. Mă destin. Te destinzi și fumezi, bineînțeles. Și dispar cu sine. Da, mă destin și fumez. Sunt unii care preferă să mănânci o felie de pepene sau să bea un pahar cu vin. Iar eu fumez. Ce? E cumva interzis? Nu, dar ar trebui să-ți fie rușine. De ce? Pentru o femeie e important ce se întâmplă după ce face dragoste. Și dacă vrei să știi, abia după ce face dragoste, un bărbat are ocazia să demonstreze că nu este un animal. Și cam ce ar trebui să facă, după părerea ta, bărbatul, ca după ce face dragoste, să demonstreze că nu e un animal? Nu știu. Și pentru că nu știi ce să plângi, Adina ori te simțeai bine în brațele mele. Da, pentru că Adina era aici și acum nu mai ești. Dar ți-a plăcut Adina ori? Mi-a plăcut, dar asta nu schimbă nimic. Ai țipat de plăcere. Ai fost fericită. Și ce dacă am țipat de plăcere? Poți să fii fericit 2 minute și să dai seama că asta nu schimbă nimic. Dar ce vrei tu să schimbi? Zău așa. Totul și imediat. N-ai cum să schimbi totul. Ba da. Hai, vino. Stai liniștită. Așa, 2 minute. Cu mine. Nu te gândi la nimic. Hai să vezi. O să-ți facă bine. N-ai să poți schimba niciodată. Știi. Știi că te iubesc. Bună ziua! Bună ziua! Ce puteam să vă servim? Aș vrea 2 kg de ceapă. Nu ținem așa ceva. Atunci dați-mi 1 kg de morcov. Nu ținem nici morcov. Da, patranjel. Țineți? Nu, nu ținem. Rău. Foarte. Ia ca de aceea mi-e trebile cum merg în țara asta. Nu ține ceea, nu ține celelalte. Păi nu-i profilul magazinului. Da, și profilarii? Farmaceutic. A, adică le-ai farmacie. Înseamnă că aici se vând medicamente și numai medicamente. Exact.
s-o crezi neata. Că dacă e magazin, să vindi orice. Mai de ună zi, am cumpărat ouă de la papetărie. Atunci merge la papetărie și cumpărat de acolo. De ce? Aici nu-i magazin? Este, dar... Atunci dăm 2 kg din 4 la gel. Domnul Megrasfera, nu v-am spus că aici este farmacie? Și ce țipi așa la mine? Cum să nu țipe dacă nu înțelegi că la farmacie poți cumpăra medicamente? Și nu ceapă, morcov, castraveți sau roșii? Da, chitoaște, aveți? Domnule, domnule... Vorbește gorgoașă... Ei, când s-ar cu totul de fix. Ia auzi, își sare de pe fix. Habar n-ai să te porți cu clientul și... Dumneata, în locul meu, cum ai proceda? Ți-aș da, dă ce-mi ce. Da? Ia treci dumneata în locul meu. Așa, ia halatul. Lăsați că vedeți pe dragul imediat. Dați-mi... Mai întâi, când intri într-un magazin, dai bine ați... Bună ziua! Bine ați venit! Clientul nostru, stăpânul nostru. Poruncești stăpân. Aveți ceapă? Avem ceapă. Avem ceapă albă, ceapă roșie, mai mititică, mai mărișoară, mai rotunjoară, lunguiață, stă în depozitar. Așa că așteaptă să fie dat. Aveți și morcov? Avem și morcov, morcov roșu, morcov galben, românesc, turcesc, bulgăresc, mai mititel, mai mărișor. Aha, tot în depozit. Dar păi cum? Aranja frumos. Iau, de parcă eu nu știu ce am în depozit. Aveți și castraveți? Avem. Și roșii, și cartofi, și pătrunjel? Avem tot ce-ți dorește ei. Bine, atunci dați-mi 2 kg de ceapă, 1 kg de morcov, 1 de pătrunjel, 3 kg de roșii și 5 kg de cartofi. Așa. Deci, 2 kg de ceapă, 1 de morcov, 1 de pătrunjel, 3 de patlagini, 5 de... Barabul. Barabul. Corect. Mă servești? Tot am luat. Da, rețetă. Ai? Poftiți în sală. Se dur vă purtați cu el. Păi trebuie să-mi fie electrică, nu? Săra. Dacă mă enervează, dacă nu, îl sparg pe burtică. Ha, ha, mă rog, aveți un mod foarte interesant de a face educație. Eu altfel am fost cu tot pe sfânt. Dă lava, poftim, adică dacă-i cerți. Suzi, dă lava la mămica și la tătine. Domnule, bănuiesc că acesta este un mod de a cere mâna fiicii mele. Puțin cam ciudat, dar în fine. Doamne, dacă tu ne-am cunoscut, eu zic să trecem la împerechere. La căsătorie, vreți să spuneți? Mă rog, cum vreți dumneavoastră. Domnule, eu fără căsătorie nu sunt de acord. Cum adică fără căsătorie? În fața bisericii. Doamne, Maica Domnului, dar e păcat. Păi da, întâi mergem la primărie. Nu, doamnă. Nu. Undeva, lângă o căpiță sau un copac, ca să nu-i vadă lumea. De ce, domnule, să nu-i vadă lumea? E periculos, doamnă. Aruncă copiii cu pietre. Râde lumea de ei. Cum să râdă lumea de ei, domnule? Ia-i domnișoarele, flăcău, ce? Într-adevăr, Suzy e prima fetiță pentru Bubi. Și Bubi e primul băiat, o să bag mâna în foc pentru Suzy. Nu prea contează asta. Cum, domnule, nu contează, ți-ar fi plăcut să umble așa cu orice haimara de pe stradă? Doamnă, eu n-am nicio problemă. Totul e să nu fie turbată. Hai, domnule, cum vorbești, se vede că ai băiat, ce-ți pasă? E, cum să nu-mi presi, doamnă? Doamnă, tocmai acum a dat semne de nerăbdare. Fix pe piciorul meu. Doamne, dar se comportă ca un animal. Normal, doamnă, asta și e. Lasă. Hai să vorbim despre viitor. Păi ce să mai vorbim? E simplu. Am doar o pretenție. Dacă Suzy o să aibă pui, eu vreau doar unul. Să-i dau unui prieten al meu de la Balta Albă. Domnule, mie nu-mi plac aceste expresii și nici anturajul în care a intrat Suzy. Nu sunt de acord cu căsătoria. Da, doamnă. Măcar ne spuneați de la început. Domnule, răspunsul meu este categoric. Puteți să plecați. Nu e nicio problemă. O să găsești altă cățelușă pentru bubiete acum. Domnule, nu vă permit această comparație. Suzy este o fată mult prea rasată pentru dumneavoastră. Ce rasă, doamnă, ce rasă? Am văzut eu. E o corcitură cu mop și ciobănesc românesc. Suzy, vină mamă să vezi cum te insultă! Stai cu coană, nu chema așa vrea să mă muște, că imediat îi rad un picior. Ia pa! Și pufi.
Ce? Eram sigură că soția prinde țigară. Cum? Eram sigură că soția prinde țigară. Și așteptam să-ți aprinzi țigară. Și ce dacă mi-am aprins țigară? Toți faceți același gest. Întotdeauna. Toți faceți același gest. Toți? Adică cine? Toți! Voi toți! După ce faceți dragoste, toți vă prindeți o țigară. Păi... Ei, și? Imediat ce ieșiți din corpul unei femei, toți vă aprindeți o țigară. E automat. E ca și cum ați ieșit dintr-o tutungerie. Păi, un fumător fumează. Asta e tot. Nu e chiar așa de simplu. Și aici au dreptate femeile. Au dreptate. Cu ce? Când spun ce spun. Când spun ce? Când spun că după ce fac dragoste, masculul se gândește decât la un lucru. Cum să se cărăbănească mai repede. Dar nu e adevărat. Unde vezi că eu vreau să mă cărăbănesc? Vrei. Vrei să te cari. Ba nu. De ce să mă car? Mă simt foarte bine. Și atunci de ce nu zici nimic? Pentru că... uneori nu-ți vine să vorbești la timpul. În orice caz. Dacă mai gândesc la nimic. Uite, ce? În momentul ăsta, nu mă gândesc la nimic. Mă simt foarte bine. Asta e tot. Vrei să tragi un fum? În orice caz, simt că ești departe. Nu sunt chiar așa departe. Sunt cu tine. Da, dar nu te mai gândești la mine. Ești colit de dinăuntru, vid, ca un pui la congelator. Ești un flac. Sunt vite dinăuntru pentru că mă simt bine. Nu mă gândesc la nimic. Mă simt bine și asta e totul. În orice caz, simt că te îndepărtezi din ce în ce mai mult. Te evitezi din ce în ce mai mult, te îndepărtezi. Acum ești tineri ca un deși. Ascultă, dar nu mă poți lăsa și pe mine din niște două minute? Ba da, nicio problemă. Oricum totul s-a transformat în vid în jurul tău. Tu crezi că nu se simte? Ce să se simte? Fidul! Eu o simt. Fidul care e în tine. Din cauza asta ești așa de fapt. Pentru că te-a vitat. Iar vidul se... de acum în jurul tău. Nu mai există nicio trândeție, nu mai există dealeri, nu mai există nimic. Și asta mă doare. Dar nu e nimic. Zău, dacă mai înțeleg ceva. Pe cuvânt, mă simt și eu bine. Vreau să nu mă mai gândesc la nimic timp de două minute și apoi vii tu cu chestiile tale. Cu vidul, cu deșertul. De asta vreau chef să nu te gândești la nimic. Pentru că ești vitat. Colii de mărâncare. Ca pui la congelator. Și pentru că ai simțit nevoia să faci vid total și în jurul tău. Altfel spus, ai simțit nevoia să pleci. Când pleci imediat după ce faci dragoste, asta înseamnă că faci vid în jurul tău. Și nici nu-ți dai seama. Dar așa ești tu, păcut. Micile tale momente de candețe, accidentală mă frumită. Dar nu nimic. O să pleci. Dar nu am avut nicio secundă în viața asta. Pentru că simt să nu vă faci. Da, pentru că am vrut să stau liniște două minute. Foarte bine. Atunci nu ai decât să rămâi liniștit. Nu sunt cea care o să-i vină situația asta. Nu știu,
acum conflict de dragoste. Vorbește mai rar, acum suntem la repetiție, vorbește mai rar cum te-am învățat. Acum conflict de dragoste. Așa. Nu mai sunt eu curașul de drag, sunt un curaș și deșerpție. Incredibil ce-a fost despre... Vreau să mă vorbești cu mine, nu sunt aici. Ok, peste pace. Bine, gata, Vale. Dacă vrei să pleci, pleacă. Ești mai nervos aici. Bine, bine, gata, Vale. Dacă vrei să pleci, pleacă. Uite, mă auzi chiar fost. Ok, chiar încă ți-a atins copul fost ca să fie vizare. Incredibil ce vă se doare foarte câteodată. Așa reacționează cu doamna după ce faci dragoste? Uite ce, după ce fac dragoste, nu reacționez, nu vorbesc, nu fac nimic. Mă destin. Mă destin. Și fumez, bineînțeles. Dispar. Da, mă destin și fumez. Sunt unii care mănâncă o felie de pepene sau care vreau un pahar cu tine. Iar eu fumez. Ce, e cumva interzis? Nu, dar trebuie să-ți fie rușine. De ce? Pentru că nu este important ceea ce se întâmplă după ce face dragoste. Și dacă vrei să știi, dacă vrei... Abia după ce face dragoste un bărbat va fi demonstrat că nu este un animal. Și ca ce ar trebui să facă după părerea ta bărbatului să demonstreze că nu este un animal? Pentru că nu știi încep să plângi. Adineau te simțeai bine. Da, pentru că adineau e aici. Acum nu mai știu aici. Ai țipat de plăcere? Da, îmi țipat de plăcere, dar asta nu schimbă nimic. Nu mă poate să fie spune ci două minute, dar apoi să rezi nimic, asta nu schimbă nimic. Și cam ce ar trebui să fără, să vedeți cu... Totuși, imediat, voi cum să schimbi totul. Ba da. Hai, bine, stai așa două minute, o să vezi că o să fie bine, nu te mai gândi, o să schimba totul, știi că bine. Din ce în ce mai grea. Nu poți, măi, oricât o dregi, două capete să legi. Nu se poate, măi, și... Basta. Nu se poate, măi, și basta, pentru... Mereu întâlnești? Mereu întâlnești nevasta. Am scăpat de comunism și acum în capitalism. După 20 de ani am devenit mai sărmăi. Pentru că dă... Vezi matale? Nu sparale. Vrei salam sau o găină? Te privești doar prin vitrină. Treci prin magazin când treci, vezi prețul, te închini și pleci. Că tu, biet pensionar, ai ajuns în așa hal. Că-ți dai banii pe tichete, pe taxe, medicamente. Când ți-e poftă de ceva și începi a căuta, disperat prin buzunar, prin buzunare, nu sparale. Ei, dar asta, frățioare, nu se întâmplă la oricare. Cei aleși din fruntea țării, ăștia trăiesc pacătării. Că am văzut la putere declarații de avere. Cu terenuri, mașini, case și în bănci cu conturi groase. Au ăștia bandui făcuți nu se știe. Bogați care mai de care, deci sunt parali. Și acum am o vorbă, frate, pentru cei din sindicate. Nu vă mai rupeți ternul cu sloganul jos guvernul. Eu zic să încetați, frate, mai jos de atât nu se poate. Că am fost foarte atent cum se împart banii în buget. Fiecare minister a vrut vivul pentru el. Când a fost vorba mai frate, să dea pentru sănătate, mai mult au zis nu se poate. Și au desfințat spitale pentru că dă, vezi, matale, nu spara. Dar în următorul moment s-a votat în Parlament pentru camere în plus, câteva mașini de lux, le-au mai dat întrebință, musai, în colocuință. Cei ce n-au mai fost aleși, a primit cât un percheș, salariu pe vreo 3 luni, apoi supuneți oameni buni. Pentru 4 ani de văzut, în concluzie, se pare, sunt parale. Venim de la Câmpul Lung, cât pe ce să nu ajung, pentru că străzile toate sunt cu găuri asfaltate. Circulând noaptea pe drum, toți șoferii cânt acum. Bucșa și gaula la ce pivoți aveam odată. Nici vorbă de asfaltare, nu sparare. Ei, dar când e vorba de plecare, departe, peste hotare, mă rog, pentru deplasare, în schimbări parlamentare, măi, cu ce de fiecare, cu avionul din dotare, deci sunt...